La săi 35 de ani se putea lăuda cu o afacere pusă pe roate. Cei drept, domeniul pe care l-ar fi îmbrățișat a fost unul ilegal. Este vorba despre un locuitor al orașului Cahul, prins cu un lan întreg de câine pe bine îngrijit. Din cele stabilite de poliție, suspectul și-ar fi desfășurat activitatea ilicită în curtea bunicului său, un bărbat înietate care locuiește în aceeași localitate cu suspectul. În dimineața de 13 septembrie, polițiștii au dat buzna la domiciliul bătrânului și nu au plecat cu mâna goală. În urma descingerilor au găsit 10 de tufe de cânepă. Acestea erau agățate pe funii în interiorul unui garaj dotat cu un sistem artizanal de ventilare. Potrivit informației preliminare, plantele de cânepă se aflau în plin proces de prelucrare a marihuanei. Perchezițiile în casa suspectului au fost efectuate în cadrul unui dosar penal. Menționăm că pe piața neagră din țara noastră, un gram de substanță narcotică de origine vegetală ajunge la circa 200 de lei. Investigațiile pe acest caz continuă. Dacă bărbatul va fi găsit vinovat, acesta riscă pușcărie de până la 5 ani.